Bună seara și bine ați venit la această lectură de poezie care se întâmplă din voia prietenului nostru Mircea Arman și a revistei Tribuna. Acum vreo câteva ore s-a lansat o carte pe care am apucat să o răsfăiesc și chiar să citesc pasaje bune din ea. E o istorie sentimentală cumva a revistei Tribuna. În portrete ale unor oameni, ale căror destine au fost legate de revista Tribuna. Ceea ce m-a izbit de la primele pagini ale cărții și probabil că această cheie de lectură s-ar putea să mă folosească și dumneavoastră, este faptul că revista Tribuna, încă de la primul număr, încă de la prima redacție și în toată istoria ei, a fost o revistă foarte prietenoasă cu poeții, cu poezia și cu fenomenul poetic. Încă de la apariție, tot din carte am aflat, noroc că mai apar cărți, că mai aflam câte ceva, Tribuna era un fel de contrapondere mai deschisă a unei reviste socotită de elită și de mare rafinament, care era revista Steaua și care era foarte greu deschisă spre tine. Revista Tribuna și-a asumat încă de la primele numere, deși era foarte dificil pe vremea aia, prin proletcultism, să promoveze poezia tânără. Iar dacă citit acea carte și vă recomand, lista poeților tineri pe care i-a promovat încă de la început revista Tribuna este absolut impresionantă. Iată că Mircea Arman și conducerea de astăzi a revistei Tribuna continuă această tradiție binecuvântată de a promova poezia, de a promova poeții, de a prilejui asemenea întâlniri în numele poeziei. În fond, nici nu este foarte greu de înțeles, Mircea Arman este filosof și poetul și filosoful acolo unde sunt autentici sunt unul și același lucru. Un mare filosof nu poate fi decât acela care are un nerv poetic autentic și un mare poet nu poate fi decât acela care este capabil de gândire filozofică. Mai mult sau mai puțin sistematizată. E foarte puțină vreme de când, exact aici, la mesele acestea, citeam poezii și dezbăteam teme poetice împreună cu prietenul nostru, Marius Dumitrescu. El a plecat de curând dintre noi și vă propun să ne gândim la el în seara asta, a fost un mare poet, și am să vă propun să ne gândim la el într-un mod inedit, nu facem paradă, nu ținem momente de reculegere acum, poate până la urmă Marius Dumitrescu, prietenul nostru, ne lasă o moștenire pe care vom începe să o valorizăm și să o înțelegem. Și am să încep această lectură de poezie chiar cu o poezie de Marius Dumitrescu. Un fapt divers. Și-a omorât, scriu ziarele, cu sânge rece, singurătate. Când l-au găsit, era tot singur, dar mai liniștit. Pricepuse, în fine, că despre singurătatea lui n-a știut aproape nimic, iar despre dragostea lor, cu mult mai puțin. N-a vrut să se apere când l-au dus în sala de judecat. Atât doar a spus. Era noapte, onorată instanță, eram beat cum niciodată n-am fost și nu mai țin minte decât că începuse, fără milă, să nimcă. Marius Dumitrescu, aplauzele dumneavoastră. Și ca să ieșim din zona asta un pic dificilă, trecem direct la George Astaloș, care ne va încânta și ne va veseli cu poezie lui. George Astaloș, te rog frumos. Alte apocalipse de normalitate.
Trăim în era post-războinică, într-o continuă guerilă terorist-pacificatoare. De cât de mastodontene sunt armele până în dinți, pe atât de mici și ridicole surgind incidentele. Chiar și teroriștii nu mă apelează la bombe, dacă dai cu duba în popor, e mai ieftin și are același impact, aceeași explozie. Hitler și Napoleon s-ar duce singuri la casa de nebun. Dar, hei, e mai palpitant să trăiești pe un câmp de bătălie unde toți schizoizii sunt cei mai simpatici vecini. Speranța s-a mutat de la mâine la aici și acum, cu arme și bagaje, cățel și purcel. Parcă și stă mai bine așa mică, speriată, dar pregătită de orice apocalipsă de normalitate. E fabulos, minunată demențial, suntem oceanul într-o peată picătură de apă, plină de viață, de o furtună pacifică și măiastră. Va fi bine, măi lume, am vorbit eu cu mama pădurii, spune că dacă stăm pe parter e mai ușor. Suntem mai aproape de natură, putem oricând să ne aruncăm pe fereastră. Bravo, George! Și zici că e mai ieftin cu camionul? Ai dreptate. Bomba e scumpă. Nebun de nimic. Sunt de tot. Da, vere, e ca piața de pești. Vindeți fețe nevinovate pentru luzeri îndrăostiți. Sunați exasperarea și nu vine nicio salvare. O să fie doar un serviciu post-mortem mai încolo, unde toți vă vor iubi pentru că nu mai sunteți printre ei. Eu ce să fac? M-am gândit să profit de ce mi-a rămas deștept din viață și să mă îndrăgostesc mințile din cap. De urmă, să ne luăm la trântă cinstit pentru dreptul meu fundamental de a nu fi iubit. Desigur, o femeie bună e rău de aflat, dar la mine e furtună de zăpadă la ecuator. Nu știu să apreciez o zi liniștită de vară. Fac bine și le găsesc mereu pe alarele. Sunt ca orbul acela voluntar care o ia și o întâlc pe întuneric. Curios ce o să-l oprească, dar ea nicăieri. Știu, vorbesc numai tâmpenii și îmi fac niște nervi aiurea mereu. Schizofrenia măsii și întunericul plânge ca un copil pe umărul meu. Despre cum să faci să-ți meargă bine. Dacă mă uit cu atenție, văd aproape 8 bilioane de suflete și în niciunul, nicăieri, nici urmă de tine. Măi lume, și nu ți-am cerut doar să fii al dracului, barem o singură dată ca lumea, și să te văd în morții și răniți, că îți merge bine și că te ține. Dar nu faci față, măi lume. Ție îți merge prost și în măsa, că nici prostia nu te ține. În disperarea ei de dragoste și de viață. Mulțumesc. Silviu Dachin. Noi ne-am propus o oră de poezie curată, asta și facem. Silviu, te rog. Ia publicul în stăpânire, strânește ropote de aplauze. Urc bulevardul Republicii cu 5 km la oră. Voi știți câtă nebunie poate înghiți ochii unui cal? Urcăm împreună bulevardul Republicii cu 5 km la oră. Din pieptul bătrânului țigan ies aburi amestecați cu fum. Să știți că mie îmi plac țiganii, ce dacă-s oameni? De fapt, pentru ei să fie oamenii o pedeapsă.
ar fi putut primi chipurile unor lucruri mult mai frumoase. Poate că atunci când lovesc metalul, de asta lovesc cu atâta ciudă. Poate că atunci când plâng, de asta cântă. Poate că de asta îmi zâmbește țiganul între două flegme aruncate pe asfalt. În spatele meu, șoferii nebuniți mușcă din claxoane. I-aș opri pe rând să-i întreb unde dracu se grăbesc. Ei nu văd cu ochii lor cum calul ăsta galben și slab ca moartea poate oricând să se transforme într-o oglindă retrovizoare în care Dumnezeu, urmărind circulația, să spună fiecare depășiri nu și nu îl să lovească inima. Voi chiar nu vedeți calul? Unde mergeți? Urc Bulevardul Republicii, singur, e seară, lângă bazinul olimpic, din Alba Iulia bazinul. Pe dreapta, nicio mașină de poliție. Doar câmp, cât vezi cu ochii, și cai pe care nu-i poate număra nimeni. Gata, gata. Gata poezia? Da, gata. Te-am aplaudat? Da. Și asta e în viață, sper să nu mă bâlbui prea tare. Bună ziua! Știți, mi s-a așa pus așa un nod în gât, un nod gordian. Trebuie neapărat să-l înghițiți pe Alexandru cel Mare. Dar eu i-am înghițit deja pe Iliescu, Năstase, Dragnea, Tăriceanu. Termină. Ponta, Băsescu, Iohannis, Antena 3. Termină! Putin, Trump, Papa de la Roma, Dalai Lama, Ronaldo, Mihaela Rădulescu, Jean-Michel Jarre, Adrian Copilu Minune. Ce să termin, domnule? Ce să termin? I-am înghițit pe mama și pe tata când nu se mai puteau suporta unul pe celălalt. Colegi, vecini, prieteni, profesori, doctori, creștini, islamiști, evrei, homosexuali, heterosexuali, arestați, nearestați, actori, șahiști, bicicliști, alcoolici, gunoieri. Ce se mai termină? Fracție umedă, fracție uscată scrie pe mine. Mi-am înghițit viitorul. Și ghiți ce am făcut în Buda a doua zi? Căcăreze. Sunt oaia socială care nu-și mai scapă turma. Sunt o pastilă. Sunt un șir lung de pahare cu apă. Stau aliniat ziua toată înaintea buzelor voastre. Bună ziua! Haideți! Înghițiți-vă unii pe alții. Cei cu gâtlejul subțire la stânga. Injectabil. Vena mare. Bravo! Dureri? Nu mai avem morfină, dar stați liniștiți. Vi l-am înghesuit în venă pe Dumnezeu alături de o femeie și un copil. Sunt terminat. Știu. Am nevoie de o mare, foarte mare odihnă. Poate nu atât de mare cât moartea, dar totuși. Și una cu minte. Nu am una cu minte. Este cea mai cu minte poezie pe care am scris. De pe telefon? Da. Eu n-am apucat încă să... Ok. Cred că există o parte a vieții atât de plină de bine și frumos despre care noi știm, dar pe care nu avem voie să o descoperim acum în scrisul nostru. Fiindcă omenirea atâta poate să distrugă tot ce nu înțelege, prin felul ei de a cerceta lucrurile sau prin teama că pierde prea mult timp. Nu știu. În doze mici, în câteva cuvinte, le putem spune celor care vin după noi că am fost totuși oameni și am privit înspre ei cu speranță. Bravo! Bravo! Nicoleta Creete. Poem luminat. Frica s-a așezat la baza lumii să se odihnească un pic. Deasupra, niște furnici spărgeau semințe în cap. Una, două, șapte, nouă. Dar uite cum din urechea dreaptă răsări o religie cu picioare prelungi. O adorau și adoratorii de mijloc, o adorau și adoratorii de stânga,
că până și cei adorați vă adorau. Și ar fi fost prea multă armonie în lume de n-ar fi fost. Dar iată cum în urechea stângă furia creștea din stări limitrofe războaie și voaie. Le adorau și adoratorii de dreapta și până și cei adorați le adorau. Tu doar să-mi ții lumânarea să scriu. Sfinți în iarbă, adevărul trecea prin mulțime cu minte și gol, dar mâinile atât de negre, de albe, dar mâinile atât de mari sau de mici, ai fi zis că poartă vărul pe ochi. Și ei au strigat, în război în mintea nebunilor, și ei au strigat, umbrelor ce au dat începutul altui chip îmbrăcat în armele sale, și ei au strigat, la limpezitul împrejurului, punerea pe dinaintea trupului, pe când tăcerea se lăsa peste poarte. Arătările zilei. Adevăr vă spun vouă, de aici, din lumina asta oarbă și deasă, care a desfăcut vocea de trup, iar trupul mi-a desfăcut parte de parte, căci mă voi ridica și nu va fi întristare în vocea mea, numai zâmbet și moarte. Adevăr, din rânjetul sticlos al lupilor, unde m-am așternut să dorm, căci mă voi ridica, parte cu parte, și nu va fi întristare în umblătul meu, numai zâmbet și moarte. Și soarele s-a prefăcut într-un soare mai mic. S-au trezit ei împărțiți, împrăștiați, într-o minusculadă. Doi fugeau încolo, joi fugeau încoace. Oameni suntem, cu gust de șoareci, și mergem în aceeași direcție. Să ne judece deci la oaltă, zise el, pe torci de luptă, purtând împreună un soare alcoolic și mic. Să ne arate calea. Și soarele s-a prefăcut într-un soare mai mic. Și ultima... Cum să uciți bucuria? Pământul s-a curbat a semn de întrebare, ca și cum părul i-ar fi întunecat pentru o clipă privirea, sau ca și cum s-a aplecat să-și lege ceva, sau ca și cum, din siguranță, nu se naște nimic, doar o ușă în negru arsă poate de un piroman în alb, dar în golul astfel creat, cât de la un cuvânt până la alt cuvânt, s-au așternut mese de sărbătoare. Tablou. Se mănâncă după program, în mod organizat, civilizat, neconversat. Primul îi mănâncă celui de-al doilea ochiul stâng. Cel de-al doilea îi mănâncă celui de-al treilea ochiul drept. Cel de-al treilea următorului fața. Următorul următorului îi mănâncă răbdarea. Și tot așa. În caz că nu i s-a mâncat ceva relevant, ultimul îi mănâncă primului ceva irelevant. Disperarea plutește pe mesă purtând pământ. Ea înghite de avalma pământ. Aruncă peste trupuri pământ. Etică. La capătul ei, o bătrână cu ochii albi îi împletește haine pentru șerpi din păr. Ea duce pe cap o balanță. Peste gol s-a lăsat frigul. Cortina. Bravo! Alexandru Petria. O apă care se tulbură în ea însăși. După 40, e de văzut ce mănânci. Înghețate, ciocolată, ci că e o treabă de responsabilitate. Stop țigări, spui. Bine, dar sexul nu fumegă calorii și bâzie pulsul. Se agață de cuier o voce. Ăla-i cool. Combate deficitul de calciu la femei. Mai dir. Happy end-ul, o apă care se tulbură în ea însăși. Se întoarce mucalită. Dar ce penis are ideal să combată osteoporoza? Joint. Oare vibratorul tău îmi este recunoscător că m-am obișnuit cu prietenii la Johnny Walker? N-ai de unde să apuci interiorul unei femei. Aș fi vrut să te întorc pe dos. În afară cu locul unde și lumina are și lanterna are lumina scămoșată în baterie. Ceea ce credeam că este să și văd. Și vreau să te conving că-s un om ok și că fututul nu-i carnea de grătare a umilirii.
însă hai la o țigară, iarna-i pe două picioare și-și caută și altele, n-ai de unde să apuci interiorul unei femei. Depinde și de experiență. Voi îmi scris cu Chuck Norris și admiratorii. Alexandru Petria nu face flotări, împinge pământul. Pe Alexandru Petria nu îl interesează cât e ceasul, el decide timpul. Alexandru Petria nu folosește prezervativ pentru că nu e nevoie de protecție pentru Alexandru Petria. Nu există lesbiene, ci doar femei care nu l-au cunoscut încă pe Alexandru Petria. El nu scrie poezie, este o poezie. Joint, până unde să mă subțiez în acul tău, care îmi retușează hainele, la ce greutate mai are oxigen dragostea? Și ultimul poem, care se numește Dragostea. Dragostea. Ca și cum ai afla o gaură în mare și prin ea ai arunca semințe de margarete în Australia. După atâta poezie cu sex, dați-mi voie să vă citesc și eu o poezie cu fumat. Pot să citesc o poezie despre fumat, pentru că după aia urmează o nefumătoare și atunci să fie echilibrul total. Deci îmi dați voie să vă citesc o poezie despre fumat? Da. Chiar te rugăm. Ok. Ruga fumătorilor. Pentru Marius Dumitrescu și Ciprian Chirvasiu, care au fumat tot. Fumează tatăl sus. Ce mare bucurie! E cerul tot foiță, lumea rotocoale. E anul ăsta fum și fum, sunt ani 1000. E scrum adevărul, scrumierele zgoale. Ne întrupăm din plămâni, ne întoarcem în ceață. E un fric prin bodeci ca prin morgile țării. Și ne-am plâns, ne-am desplâns, ne-am fumat dimineață, ziua de mâine și amintirea uitării. Mormane de iarbă strângem amarnic în mâini, le rulăm tremurând în scrisori necitite, visăm un liman ca o suferință de câini prin fumul țigărilor noastre tocite. Vai cum iubesc pe tatăl sărmanii fumători și cum îl văd aievea vizitând spitale cu mila lui întinsă în saloane de splendori, amare decorații dăruind în cale, o gaură în plămân, o rană în cerul gurii și o vie durere săpând osul frunții, dar să nu le dai aur, să nu-l fure furii, speranță nu da, căci o să mute ei munții. O, Doamne, frate al nostru și tată întretați, arde de tot necititele noastre scrisori. Doar atât te rugăm, să nu ne lași nefumați. Trage-ne-n piept și trimite, Doamne, ninsori. Ani dragi! Uvertură. Un fluture alb, plin de viață, pe rama scorojită. În secția de reanimare nu mai e nimeni. Îl privesc insistent. Aripile lui, palmele mele desfăcute, se pătează cu roșu. Ea îmi spunea să nu mă piepte la oglindă. Când noaptea se taie în jumătăți, să nu caut prin pe zimi încearcă. Oricâte nerăbdări merg în colții sub coaste. Spaima, că pielea îmi va căpăta noblețea pergamentului, iar părul, caier în furca ei s-ar transforma, îmi paralizează și azi retina. La ora aceea, fatidică, viață din viața ei s-a rupt și țipătul, a înghețat pereții. În luciul lor și-a văzut nou-născutul bătrân. Acum știu de ce. Ea avea dintotdeauna obrazul brăzdat, șanțuri prin care lacrimile se scurgeau ordonat, tot mai multe, pe măsură ce pielea se usca mai tare. Și nu e puțin lucru să poți trece pe ape până dincolo, crescut din umeri uscați, darul neprețuit al îngerului.
nimic și un sfert. Se scurt trandafir din oglindă, ceară lunărilor de veche, doar 15 minute peste momentul facerii. E încă de vreme. Trebuie să-mi țintrează inima, deja obosită să se mai zbată. Coastele fragile nu-s gratii de ajuns. Am isprăvit de semănat tristețile cele mai alese, așa cum nicăieri în lume nu se mai află, păstrate în buzunarul cu supă dinăuntru, înainte de izgonire. În cătunul mort, unde crucile se țineau în case, abia mai târziu pe rând au său idealul, grădinarul durerii mi se spunea și eram privită încă de atunci cu o milă sticloasă, ce mi se scurgea pe obraji, maculându-mă. Șoptea apoi, ca pentru ei, păcat de ea, are să fie frumoasă. Nu știa nimeni că uneori, noaptea, din plop cobora un înger și îmi dădea să beau. Semințele așa le-am păstrat, vii, în cătunul mort. Bravo! Și încă un poem, bună vestire. De atâtea ori am chemat-o, atât de des i-am strigat numele în pustiu, că doar o veste ca ea putea rămâne surdă, venind nu primăvara ca orice veste bună, ci în răgazul nebănuit de nimeni dintre două anotimpuri înghețate. Ce zgomot, ce haos, ce nefirească apariție pe strada mea! Vremea bucuriei mea acum îngere, bulgăre de lumină izbit în storurile grele, de mult coborâte peste linia orizontului. O aud cum se apropie, grăbită, prea târziu grăbită, cum calcă în goană predici și smulge jurăminte, cum râde și își bate joc de vechi promisiuni, cum... Dar ce folos? Odaia, cu ferestrele vopsite negru de foști criași, nu o mai poate primi. Bravo. Unui cel mai bun prieten. Pe sufletul prietenului meu au crescut niște frezi. Ieri, câțiva puși din cartier, cei mai săraci, au auzit de întâmplare și cu degetele murdare de țărână scormoneau să le scoată pentru a le vinde, sperau ei, în piață bătrânilor ce nu le mai venea să-și iubească soțiile. Nici măcar ploaia ce începuse sau ropotul frunzelor ce părăseau copacii nu-i mai opreau acum. Între două respirații mă rugam neputincios ca nu cumva să-i smurgă și sufletul. Crede-mă, mamă, când te-am văzut prima dată în parcul din fața maternității, că îmi culegeai flori între degetele tale murdare, mi-am scos branula, timid m-am lipit cu pieptul de geamul camerei de spital și te priveam ca o pasăre bolnavă așteptând să vii să mă naști. A venit gardianul care semăna cu tatăl meu, nu știu cum ți-a răpit un sărut și nu mai credeam că o să te întorci. Azi tot acolo sunt, cu pieptul lipit de burta caldă a caloriferului, așteptându-te să vii. Să vii că mi-e dor de sânii tăi, de cântecele tale, de somnul meu și mai ales de casa cu pereți mâzgăliți de pix, în care se aude peste tot sufletul copilului. Revelion 1995. Totuși mă mai gândeam la ea. Să-mi aduc bine aminte, cred că era prima fată pe care o iubisem, atât cât înțelegeam iubirea în perioada aia. Mi se părea iubire când tata mă lăsa să-mi apropii degetul de butonul televizorului alb-negru Sirius și mă gândeam ce minunată trebuie că o să fie ziua când o să-l ating. Nu știam să scriu, însă sub patul meu erau teancuri de scrisori în care aș fi vrut să-i spun că o iubesc. Eram gelos chiar pe vecinul de vis-a-vis ce o invitase în câteva rânduri în oraș. Eu nu cunoșteam decât o prăvălie mai la câteva străzi de acolo, de unde îmi cumpăram gume turbo, Pepsi, baloane și țuică când mă trimitea tata. Oare i-ar fi plăcut asta? Mă întreb cum se întreabă un bețiv cu ficatul în paharul cu drojdie ieftină referitor la destinul său. În câteva ore în ziua aia scrisesem tot ce simțeam pentru Andreea. Așa o chema și mi-era verișoară. Am legat răvașul de piciorul câinelui, apoi l-am bătut să plece de acasă. Când mă întreba mama de ce plâng, știam că trebuie să-mi fie dor de bunici. Așa că revelionul l-am petrecut cu ei. Ni se stricase televizorul,
iar pentru că tata mă lăsase să ai apăs butonul, uitasem de Andreea. Bravo! Cosmin Cosma. Ai curaj. Găina câte tai. Cum am zis și aseară, dacă ești prieten cu poeții, nu ești poet. Așa că eu nu sunt. Îmi trăiesc viața în anticamera morții. Ești poet, mă, că dacă te dau la televizor la emisiunea de poezie, ești poet. Aia potăresc eu, nu potărești. Atunci îmi trăiesc viața în anticamera morții, ridic privirea spre locul unde trebuia să fii, te cau, te strig, te doresc, te... Suntem doi simpli călători, pe lumea pustie, două inimi, două suflete, două perechi de ochi, două... Haotic alerg spre focul din inimă, mă arde vocea ta, mă arde privirea ta, arde dorința mea, arde, să mergem spre marginea prăpastiei, să ne prindem de mână, să plutim spre abis, să nu ne fie teamă, să fim întregi, să fim noi. Sunt un copil al epocii de aur. Am învățat că ajung om atunci când construiesc o casă, plantez un copac și fac un copil, nu? Eu doar vă întreb, casa? Casa a rămas al cuiva, la partaj. Copacul? Mi l-au tăiat ăștia ce fac mobilă. Copiii, copiii mei deja mă așteaptă în cer. Și totuși, sunt om. Eu doar vă întreb. Și dincolo de geam e lumea, dincolo de lume e frica, dincolo de frică e moartea, dincolo de moarte ești tu și dincolo de tine e geamul. Bravo! Anca Iulia Beidac. Hai, testează, că n-ai venit de acest băie din lume. Carpe diem on slow motion. Trăiește ca și cum ai muri mâine. Asta înseamnă. Nu regreta nimic. Trecutul nu se întoarce decât în filmele SF. Și acolo nu-i mereu cu happy end. Deci, bucură-te de tot ce ai. Puținul tău e aur curat pentru mulți. Îndrăznește. Cele mai fantastice vise devin realitate pentru oamenii care le văd frumusețea. Nu există greșit sau corect. Doar să nu faci rău cu voie. În rest, toate ți sunt permise. Alege ce-i scump sufletului tău. Valoarea o dai tu. Ce dacă Jimmy avea un picior rupt și 40 de ani? Tot cel mai frumos ursuleț de pe planetă rămâne. În lăuntru meu locuiți toți. Chiar și cei pe care i-am dat afară din casă, tot acolo sunteți. Nu-ți fie frică. Folosește-ți inima. Ce dacă va fi ruptă în bucăți? La un moment dat va veni un el, o ia, va coase toate bucățile la loc, va sufla peste, vei zâmbi iar. Până la urmă, toți înviem de fiecare dată când cineva îndrăsnește să iubească inimile noastre second hand. Todo. Sunt pe cale să cuceresc lumea. E tot ce a rămas după tăceri, deznădejdi, toate oceanele lumii plânse din nou, și din nou, și din nou, azi știu, sunt pe cale să cuceresc lumea. E tot ce contează, inima ta. Asta e cam sentimental, așa. Și, da, una care se numește punctul G, poate asta... Asta e tot de dragoste. Poate-ți auzi de el. Poftie? Poate-ți auzi de el, sau ce vreți. Da, nu știu, dacă nu, puteți încerca să... Deci, punctul G. Lucrurile se întâmplă în cele mai felurite feluri, dragul meu. Unele obișnuite, altele neobișnuite, iar altele, puține rău, într-un fel uimitor. Nu există rețete perfecte, bărbat ideal, garanții niciodată. Ai doar ziua de azi. Mușcă din ea ca dintr-un măr al păcatului, întâmplării și orei ce mi te-a scos în cale. Încărcătorul va fi prietenul meu pe viață de azi înainte, iar tu, ei, tu, dragul meu, mi-ai atins inima într-o clipă. Eu nici nu știam că și sufletele au punctul G. Da. De
Deci iată că am reușit cu voia celui prea înalt o oră de poezie pură și curată. Am să o stric eu acum la final. Vă citesc și eu o poezie sau două, să văd cum mă simt. După care o să încheiem partea oficială, care se și filmează într-un mod cu totul inedit. Maestrul scenelor de jale. Vând prin oraș tablouri în care tot orașul moare. Sunt pictorul cu coasa, maestrul scenelor de jale. Dezbrac modele mii, le mângâi tandru osul, le desenez cenușa, interpretez artistic rostul, fac mănăstiri din grajduri, din crâșme palate regale. Peisajele mele surprind chiar esența, chiar vârful din vale. Ursit cu asemenea daruri, uneori pictez întrebări și o natură vie cu sinucigași stingeri. Eu sunt acela, pictorul marilor spânzurători, zucravul vestit de cavouri de lux în culori. De vrei nemurire, mă găsești, acolo și aici, dar să fii pregătit să plătești. Nu desenezi calici. Și încă una, păpușa de cârpe. La dragoste și la moarte nu se pricepe nimeni. Dovadă fiind că iluziile omului despre dragoste sunt identice cu iluziile omului despre moarte. Ieptănăm toată viața păpușa de cârpe și așteptăm să zică: mama, ce spui tu, înțelegi numai tu în zilele tale bune. Sau nu? Dar în urma iubirilor și morților tale rămân pisici părăsite și cărămizi care vor să fie ferestre. Rămâne doar vocația ta de suflări în cimitirul eroilor necunoscuți. Ia-ți păpușa de cârpe afară, privește cerul și spune-i: mama. Am să îl rog pe, de data asta, nici pe prietenul meu și nici pe managerul revistei Tribuna, am să rog pe filozoful Mircea Arman să vină alături de mine aici în față. Te rog, Mircea, fă-mi plăcerea să vii alături de mine. Pentru că poeții sunt o sectă foarte ciudată, în același timp o sectă nemuritoare și una dintre cele mai mari plăceri ale vieții mele a fost de câteva ori, aici la Tribuna și în alte părți, să-l aud pe Mircea Arman vorbind despre poezie. Asta și vreau să ne facă. Să ne vorbească 5 minute despre poezie. Filozoful Mircea Arman, aplaudați! A fost luat pe tarcane. Nu e nicio regie. Nu, sunt eu că nu e nicio regie. Dar e destul de complicat să întâlnească 5 minute să vorbesc despre poezie. Dacă mă uit pe timing, ai chiar 8 minute. Da. Oricum, poezia este ceva care nu este neapărat, cel puțin așa cum o văd eu. Nu înseamnă că tratatele pe care le-am mai citit spun așa ceva, de Aristotel în concert. Dar este doar o modalitate de a gândi esențial despre ființă, despre om, despre raportarea lui la lume. Așa cum este și filozofia, măsura în care este autentică. Desigur că toate esteticele, de la Aristotel începând, care face o estetică mai mult decât discutabilă și penibilă în poetica, o carte citită, răscitită și citată într-un mod în care este una probabil de cele mai slabe lucrări ale lui Aristotel, pentru că n-a înțeles nimic din poezie. Ceea ce nu înseamnă mare lucru. Nu toată lumea poate să aibă aplecare spre toate subiectele. Aristotel nu avea spre poezie absolut deloc. Așa cum Platon, cel de la bătrânețe, nu avea nici el. Deși în dialoguri precum Ion, să zicem, a înțeles totuși despre ce este vorba,
în această poezie. Eu de-abia după ce am citit Ion, am înțeles ce e muza. Deci până n-am citit Ion, n-am reușit. Da. Și atunci este, eu cred că poezia este acea înțelegere a lumii dintr-o dată, în opoziție cu filozofia, care vine și înțelege lumea prin concept, prin judecată rațională. Poezia, prin metaforă, înțelege lumea dintr-o străfulgerare. Cele două modalități sunt doar modalități formal diferite, întrucât poetul este inspirat și înțelege lumea prin metaforă, deci printr-o străfulgerare, printr-un cuvânt sau printr-o înșiruire de cuvinte care fac o imagine sau se constituie într-o metaforă, în timp ce filozoful vine și gândește lumea la modul rațional, eventual deșifrând această metaforă pe care o creează poetul. De aceea, poetul, de la poeu, poeu, în greacă veche, nu înseamnă decât a face ceva, în sensul de a crea, de a construi, dar și filozofia este și vine de la sofon, adică de la înțelept, el, filosof, filein ta sofon, fiind acela care merge pe urmele înțeleptului, urmele înțeleptului atât cât este omului cu putința. În aceste două sensuri, filozofia poate și poezia poate fi asimilată goanei, alergării divine după Aletea, la un moment dat este tradus ca și alergare divină de către Platon, această alergare divină după adevăr, fiecare cu uneltele care stau la îndemână, poetul cu metafora, filozoful cu judecata și cu speculația inteligenței sau a rațiunii. Deci cam astea sunt linii foarte mari și în câteva cuvinte astea sunt concepțiile pe care le-am atât despre poezie, cât și despre filozofie. De aceea, atât dintr-o parte, cât și din cealaltă, deci și de la poezie, dar și de la filozofie, pretențiile pe care le-am sunt foarte mari și ele merg spre maximum a ceea ce se poate, neacceptând o mediocritate călduță care nu încălzește pe nimeni. Mediocritatea poetului care nu prea are mare lucru de spus, sau mediocritatea filozofului, care pune capăt la capăt citate, unul după altul, și etalează o erudiție care nici nu duce la nimic, nici nu e bună la nimic, atâta vreme cât el nu poate să vadă, să zicem așa, un proverb românesc, pădurea din cauza copacilor. Cam despre asta era vorba, atât am vrut să vă spun. Vă mulțumesc că ați participat astăzi, spre sfârșitul anului, la această manifestare a revistei Tribuna, care este concursul național de proză Ioan Slavici. Încă o dată vă mulțumesc, vă urez o seară plăcută, o seară plăcută și să vă simțiți bine. Mersi! Mulțumim frumos, Mircea Arman!